cum se face o resuscitare, cum se eliberează căile respiratorii, cum trebuie întoarsă o victimă întinsă la pământ, cum se acordă primul ajutor unui bebeluș care s-a înnecat. Au fost doar câteva dintre noțiunile pe care polițiștii le-au aflat astăzi în cadrul unui curs de acordare a primului ajutor. Formator a fost agentul șef principal Viorel Teacă de la Poliția Municipiului Slatina, cel care este și inițiatorul acestui proiect. El își dorește să învețe cât mai mulți colegi să salveze o viață, pentru că nu puține sunt cazurile în care au nevoie de astfel de cunoștințe în meseria lor. Mâna cealaltă pe șol, da, așa, la 2, 3 și, da. Ușor, îl întorci în lateral, da? Da? Și așa am rămas. El varsă tot în lateral, da? Și eu rămân cu capul așa, fiindcă nu am altceva de făcut, până vine ambulanța. Ascultăm, simțim respirația pe obraz, da? Și privim expansiunile toracelui, timp de 10 secunde. Nu se întâmplă nimic. Sunăm 112, dacă suntem cu altă persoană lângă noi, punem acea persoană să sună la 112 și începem manevre de resuscitare. Și 1, și 2, și 3, și 4, și 5, și 6. Există un protocol semnat între Corpul Național al Polițiștilor, Crucea Roșie Filiala OLT, Poliția Municipiului Slatina și Biblioteca Județeană Ion Mirunescu din Slatina. Scopul este salvarea de vieți omenești. Așa a fost să fie, un proiect mai vechi de al meu. Din 2017 tot încerc să demarez acest proiect. Cu ajutorul acestor instituții am reușit. La cursurile de astăzi au participat șeful Poliției Municipiului Slatina, comisarul șef Mihai Mihalache, dar și mulți alți polițiști. Toți au spus că această lecție este binevenită și le va fi de mare ajutor. Nu este un curs numai pentru polițiști, este un curs pentru toți cetățenii Slatinei. A fost inițiat de curând. Am văzut feedback-uri pozitive atât în mediul online cât și din partea cetățenilor, astfel că și noi, ca și colegi, ne-am organizat și am participat la acest curs. Este doar prima serie a noastră, urmează să vină și alți colegi. Mi s-a părut foarte important să participăm, deoarece noi suntem prin prisma meseriei, suntem primii la fața locului în foarte multe situații, vorbim de evenimente rutiere, de agresiuni fizice și este mai mult decât vital să știm să acordăm acest prim ajutor. Fiind organe de poliție, ne confruntăm mai tot timpul cu astfel de situații și chiar consider că sunt binevenite, de bun augur în meseria noastră. Noi nu am participat la școala Câmpina la astfel de cursuri, sunt binevenite, fiindcă ne-am întâlnit în timpul serviciului cu astfel de situații și trebuie să știm să acționăm. Până în momentul de față nu am mai participat la astfel de cursuri. Aveți cunoștință despre manevrele de prim ajutor? Da, dar numai în mare. Chestii generale. Cursurile de acordare a primului ajutor se vor desfășura în fiecare zi de miercuri timp de un an. Nu doar polițiștii sunt așteptați la acestea, ci și simpli cetățeni care doresc să știe să salveze o viață atunci când se află într-o situație dificilă.